divin. Slava tu ai părăsit și smerit, o este fost găsit. O, de la năsări, magii grave au venit, că se cine ce lucrăm. Ai venit pe pământ, lumea-ntreagă schimbând și la tot. Acum vă aducem o veste bună. Vestea m-a dus o veste, o veste, vestea m-a dus o veste. Ce stați în casă cu o creangă de brad și nuci pe masă, nu iubesc, te-a m-a dus. S-a născut vestea m-a dus o veste, o veste. Cum porunci prea sfântul tată născu, prea-ți-o fiu, cea prea curată, noi o veste am adus. S-a născut vestea m-a dus o veste, o veste. Magii plecare și îndemnând, vestea m-a dus o veste.
poveste, poveste, veste am adus, poveste, poveste, arată cel foarte adus, poveste, și star de pată, noi o veste am adus, s-a născut, s-a născut Iisus, poveste, poveste, s-a născut, s-a născut, s-a născut, am adus o veste, o veste s-a născut, s-a născut, veste am adus o veste, o veste, 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 veste am adus o veste, o veste. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să vi le povestesc în șir unele după altele, ca să puteți cunoaște astfel teminicia învățăturilor pe care le-ați primit prin viu graie. În zilele lui Rod, împăratul iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elizabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elizabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta, Elizabeta, îți va naște un fiu care îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Nu va bea nici vin, nici băuturi amețitoare, ci se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va umbla înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie pentru ca să întoarcă inimile părinților la copiii lor și pe cei neascultători la umblarea înțelepciunea celor neprihăniți, pentru ca să gătească Domnului popor bine pregătit pentru el. Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Eu sunt Gabriel, care am fost trimis să-ți vorbești, să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, fiindcă n-ai crezut aceste lucruri care se vor întâmpla la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elizabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. În luna a 6-a, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: Plecăciune ție, care ți-a făcut mare har! Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei! Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba, sigură, ce putea să însemne urarea aceasta? Nu te teme, Maria, că ți-ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Domnul Dumnezeu îi va da în stăpânire scaunul de domnie al tatălui său, David. El va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit.
Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenea ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea care se zicea stearpă este acum într-a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Maria s-a sculat care în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de cea care a crezut, pentru că lucrurile spuse din partea Domnului se vor împlini. Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Elisabetei s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. Se va numi Ioan și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui datorită marii îndurere a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime ca să lumineze pe cei ce zac în tunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela montos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Irinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia Maria să nască și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Te-ai coborât în ieslea cea săracă, Iisuse prunc divin, iar corul îngerilor cântă, pace lumii vestind, o iesle sfântă, tron divin. O lume-ți cântă neîncetat, ca încălzit în noaptea sfântă, pe Fiul Celui Prea Înalt. Un cor măreț de mii și mii de îngeri vestesc venirea ta. Păstorii duc al lor vestire, mărind puterea ta. O iesle sfântă, tron divin, o lume-ți cântă neîncetat, ca încălzit în noaptea sfântă. Pe Fiul Celui Prea Înalt. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau
de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Nu vă temeți, căci vă duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prug înfășat în scutece și culcat într-o iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce le se spusese despre prunc. Tot cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Vrem să cântăm o cântare împreună și cred că pentru prima dată am luat-o și pe fetița noastră mică, Paola, să cânte împreună cu noi. Cântarea este despre această istorie, da, o poveste. De fapt, nu este o poveste, o povestire. Când Domnul Iisus Hristos s-a născut, a venit pe acest pământ și fiecare care îl primește are parte de binecuvântare, de pace, în viața lui. O noapte de Crăciun povestim acum
noaptea când s-a născut Domnul Iisus Hristos. Sunt salvați. Îngerii din cer vestea bună au adus că în Betleem s-a născut Iisus. Într-o iesle rece Dumnezeu a venit, a lăsat cerul său, fiindcă ne-a iubit. Îngerii din cer vestea bună au adus că în Betleem s-a născut Iisus. Într-o iesle rece Dumnezeu a venit, a lăsat cerul său, fiindcă ne-a iubit. Și suntem bucuroși că Iisus ne-a salvat. Și suntem curajoși că Iisus e împărat. Pe drum tu rătăcești, n-ai povestea ta, nu ai cum să spui, tot singur ești. Lacrimile tale sunt ca fungii de nea, cerul a intrat în inima ta. Tu se dai și cauți Hristos ca pe cer, dar nu vei găsi, nu o vei afla. Vino la Iisus și El îți va da ca pe sărbători, El va îmbrățișa. Lasă-L să se nască și în viața ta, hai vino cu noi, haide nu mai sta, hai vino cu noi să ai povestea ta. Lasă-L să se nască și în viața ta, hai vino cu noi, haide nu mai sta, hai vino cu noi să ai povestea ta. Nu ezita să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în viața ta și El te va binecuvânta. Thank you.
cea mai Eu sunt un om cu han la stradă, om de afaceri, om cu stare. Eu nu am timp pentru șaradă și de multe sunt în stare. Aseară au venit la mine un om și a lui soție. Ea chiar era însărcinată, dar ce să-i fac, ce-mi pasă mie? Dar stau ca martor și vă spun
că totul e adevărat. De unde puteam ști că se va naște un împărat? Mie mi s-a făcut milă de Maria și de Iosif. Vedeam cât de obosită era Maria și doream sincer să ajut. Dar nu aveam loc în han, așa că i-am lăsat să stea în staul, locul unde mi-a adăpostesc animalele. Acolo, Iosif și Maria au făcut patul de fân și pe un astfel de pat s-a născut bebelușul Mariei. În loc de bobosile, doar staul, animalele și gazda îngăzduit. Dor copilaș, dormișor, sufletel drăgălaș, scump odor, luna prevește de sus. Norii departe s-au dus, pe frunte nu-i niciun nor. Dor copilaș, dor mișor. Daria, Giovanna, Natalia și Andreea, hai să facem. Acolo stați, acolo stați. Acolo. Aici, gata, într-un frumos, Luba. E noapte și nu este lumini, s-au aprins. Se naște Mesia, copilul promis. Pe cer întreg și pe întregul pământ se adună steluțe și îngerii cânt. În stalul sfânt și în fânul curat se naște Mesia, devine împărat. El vine pe lume ca un rob umilit. Se împace cu cerul pe omul trudit. Toți laudă într-una, vestea bună împărțind, s-a născut Iisus, Mesia, Dumnezeu e pe pământ. Pline cerul de cântări, îngerii cântă în cor și îl slăvesc din veșnicie, pe Iisus, Mântuitorul. Veniți la loc, într-un sat. S-a născut așteptatul Mesia, să-i cânte îngerii în voș. S-a născut, s-a
Suntem umili păstori de pe dealuri, dacă vreți să ne primiți, cântec din cer, a căzut peste maluri cu veste bună, că Domnul e aici. Noi credem în El, El aduce salvare, noi nu prea citim scripturi ca să știm, dar îngerii în conuri cântă împrună și nu chemat ca să slujim. Noi am avut doar gândii de pavă, tu mai toată de parte v-a dus, dar în moment unical cealolav ne-a fodit pe Domnul Iisus. Vista noastră poate surprinde, suntem săraci și avem traiul la mal, dar dragostea lui în noi se aprinde, de aceea aducem un cântec în dar. Noi, crai pământului, îi aducem pruncului, adâncă și sfântă închinare pentru umilința cea mare cu care a venit în lume să ne aducă mântuire. Noi, crai pământului, lângă ieslea pruncului, am venit din răsărit cu daruri de oferit. Aur. Smirnă. Tămâie. Carmelia și Paula, hai treceți aici, veniți. Jos, 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 jos. Carmelia și Paula, hai veniți. Hai. Delica, vine și tu, Delica. Bine venit, Iisuse, cu toți te adorăm, cu magii de departe ființa ți-o pedăm. Bine venit, Iisuse, Rege Dumnezeu, în ieslea cea săracă, cu dragă te primesc. Căci e Hristosul Domnului, va fi o mare bucurie pentru întreg poporul lui, căci va domni în vecie. Slavă, 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 cântă-vă și sus, cer și pământul s-a născut Iisus. Bravo! Duceți-vă la loc, la loc, așa. Hai, duceți-vă la loc. Laurențiu, Daria și Cristina. Laurențiu, vin aici, veniți aici. Așa, tu stai aici, tu stai aici. Puțini au venit, doar câțiva magi și câțiva păstori. Și chiar și astăzi, muritori, se mai țin de sărbătorilor lor. Doamne, vină iarăși dintre stele, dar nu în ieslea mică și sărac, ci chiar în casa inimioarei mele, ca și ea în lumină să se facă.
Vino, eu chiar aștept cu nerăbdare ca vocea ta, mireasmă de iubire, să ducă viața spre înviorare și idealul spre desăvârșire. Adela, cu ce s-ar gata, vă duceți de loc, Așa, Adela și... Astăzi vin să-mi plec genunchii înaintea ieslii tale, copilași din altă lume, obosit de frig și cale. Și-mi plec inima și fața, copilași din zarea albastră, și mă închin cu umilință, călător din lumea noastră. Nu asmirne ca și magii, nici tămâie și nici aur, lacrimile pocăințe îmi sunt singurul tezaur. Ți le aduc acum înainte cu sfial și rușine, copilaș venit din cer să părți crucea pentru mine. Sărbători fericite în Iisus, să mulți ani cu Iisus. Sărbători fericite în Iisus, sărbători fericite în Iisus, sărbători fericite în Iisus, să mulți ani cu Iisus. Să ne anum Iisus, să mâie noi, ca lumea să doadă Iisus în noi. Sărbători fericite în Iisus, sărbători fericite în Iisus, sărbători fericite în Iisus, să mulți ani cu Iisus. Sărbători fericite în Iisus, sărbători fericite în Iisus, sărbători fericite în Iisus, să mulți ani lui Iisus. Soția mea scumpă, hai să le facem câte un cadou la copiii noștri. David, Tica, Daniel, hai veniți încoa, avem câte un cadou pentru voi de Crăciun. Luați loc. Așa. Vreți cadouri? Da. Vreți ca... Toți vor cadouri, da? Bine, dragii mei. Uite, aici avem câte un cadou. Noi cu mama v-am pregătit câte un cadou. Începem cu Tica. Pentru Tica avem aici câte un fular. Un fular pentru Tica, pentru că Tica noastră acolo la librăria creștină, ca să nu-i fie ei frig, să poarte fularul ăsta, să o încălzească bine. Te bucuri, Tica? Ian, să vedem, îți place fularul? Și cușmă. Așa. Îți place? Da, mulțumesc. Tica, dar spune la tot poporul ăsta, ce-i cu librăria? Dacă vor veni, ce aveți la librărie? A, librăria creștină învățătură de cuvânt este librăria la care puteți găsi toate manualele din cadrul Institutului Presbyterian Ministries. Și cărțile, de fapt, manualele se împart în trei categorii. Prima este învățătură peste învățătură, sunt manualele pe care le studiază studenții în cadrul Institutului. A doua este din seria Doamne, de exemplu, Doamne, vindecă-mi rănile sau Doamne, vreau să te cunosc. Și ultima sunt manualele de 40 de minute, de exemplu, cum să știi dacă Dumnezeu este tatăl tău sau banii și posesiunile în căutarea fericirii. Așa că vă așteptăm la librărie. Este în subterană, stația Mihail Sadoveanu. Avem și pentru David un cadou. Pentru David aici avem un cadou, un toc special. Mulțumesc. Pentru ca să poată să facă listă bună la toți copiii ăștia care vor veni la clubul Peniel. Ian, David, povestește, ce este clubul ăsta Peniel?
ce se face pentru copii la Biserica Bunăvestirea, ca să știi tot copiii de aici ce se face și când pot ei veni? Clubul Peniel este așa, un fel de școală, numai cum mai interesantă, pentru că ea este sâmbătă, când voi nu aveți școală la care învățați matematica și limba română, ci veniți aici și învățăm Biblia împreună. Pe lângă Biblie, noi avem și jocuri, mult împreună cu copiii, care tot este pe baza Bibliei. Deci copiii care vor să vină la club o să învețe nu doar despre viața lui Iisus, dar despre ce a fost până la Iisus și despre tot ce a fost despre oamenii din Biblie, despre ce s-a întâmplat până la Iisus, după Iisus, pentru ce a venit Domnul Iisus. Și așteptăm în fiecare sâmbătă de la ora 10 până la ora 2, începând cu 9 ianuarie, ca să vină împreună cu noi toți copiii de la vârsta de 7 ani până la 14 ani. Foarte bine, dar duminica, se întâmplă ceva pentru copii la Biserica Bună? Duminica avem școala duminicală, care are loc în timpul serviciului divin de la biserică, de la ora 2 până la ora 4 după masă. Și toți părinții care vin, vă invităm să vă aduceți copiii ca să participe și ei împreună. Deci avem un program similar cu cel de la club, simplu este puțin mai restrâns din cauza că este mai puțin timp. Toți copiii ăștia care au fost aici sunt de la clubul Peniel și de la școala duminicală? Da, toți. O parte sunt de la club, o parte sunt de la școală duminicală. Dar cine sunt profesorii lor? Poți să ridici în picioare să-i vedem pe profesorii la copii? Aute, deja s-au... Cine sunt profesorii la deci copii? Deci este Lenuța Suman. Vrem, putem să-i vedem pe profesorii, să ridici în picioare, așa. Hai să-i aplaudăm pe profesori, așa frumos. Da. Profesoarele de la școala duminicală. Bravo, și pentru Danu avem aici un cadou, pentru că Danu bate tobele și nu are timp de sport. I-am luat niște bețe pentru tobe așa de grele, cu ele o să fac și sport. Și cu ele să învață, să bată repede, așa, vedeți că aici trebuie de bătut repede. I-am zis, Danu, îți plac ție bețele pentru tobe? De sfă, arată la tot poporul. Foarte bine. Și până Danu desface să arate la tot poporul biețele, iată așa. Astea sunt. Și Danu, dar când cânt aici grupul ăsta de laudă și închinare aici la biserică? În ce zi pot veni lumea să audă așa frumos cum cântați? În fiecare duminică dimineața, nu știu dacă mă aud, în fiecare duminică dimineața, de fapt nu dimineața, dar după masă, la ora 2, în timpul la serviciu. La început, la strângere și deja la sfârșit. Dacă vreți, puteți veniți doar la cântări, glumesc. Dar... A, veniți la cântări, că avem cântări la început și la sfârșit. Așa că dacă stați la cântări, nu mai vine prindeți tot. Bine, dar ce, în timpul săptămânii nu-i nimic? Este joi. În timpul săptămânii numai la noi acasă bați în beci sau... sau mai cânti undeva? Da. Dar cine este în grupul ăsta care așa frumos cântă la noi? Putem să-i vedem noi pe toți? Cine sunt în grupul ăsta? Putem să-i vedem? Așa. Avem un grup nemaipomenit. Mulțumim, așa frumos au cântat în seara asta. Veniți totdeauna să-i ascult. Da, eu am uitat de întâlnirile de tineret, care sunt totdeauna marți la ora 6, chiar în sala asta. Toți tinerii sunt invitați. Bine, copilași, eu vă mai avem încă câte un cadou. Iată, mama are să vă dea câte un cadou la fiecare. Hai, mama, dă cadou. Stai neregizat. Așa, deci... Deci, studiul cum să studiem Biblia pentru copii. Deci, este unul din primele studii care le-am făcut cu voi, vă amintiți? Da. Și acesta este șapte un cadou. Ore. Șapte ori l-am făcut. Da. Și un cadou pentru cine? Pentru Tica, da? Pentru Tica. Mulțumesc. Da, așa. Deci, Tica, dar tu îți mai amintești manualul. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Deci manualul explică metoda de studiere inductivă, explică noțiuni ca cuvinte, chei, observare, interpretare și în timp ce studiezi fiecare etapă a studierii inductive, de fapt o aplici, studiezi texte din Biblie. Nu mai amintesc care texte, dar deci, pentru a înțelege bine metoda inductivă de studiere a Bibliei, manualul cum să studiem Biblia pentru copii, dar la librărie găsiți și
manual cum să studiem Biblia deja pentru maturi. Da, mulțumesc. Foarte bine, lasă-l la David că o să primească și el cadou. Uite, David, pentru tine am un cadou. Doamne, cum te numești? Te-a făcut, Adamu. Păi, dar poți să o mai faci cu altcineva. Acum trebuie să o predai. Da, dar ce ți-a plăcut cel mai mult? A, a fost tare interesant. Acolo mie mi s-a dat rolul de detectiv și trebuia să merg și să interoghez lumea despre Dumnezeu. Și studiind Biblia și văzând oamenii din Biblie, cum ar fi Avram, Gideon și alții, cum îl descriu pe Dumnezeu, am făcut o caracterizare amplă al Dumnezeu și am văzut că El, de fapt, nu are numai un nume Dumnezeu, ci sunt mai multe în limba ebraică, cum ar fi Jehova Ra, Jehova Shalom și multe altele. Și din cauza asta a fost foarte interesant să descoperi că Dumnezeu e mult mai complex decât eu credeam. Bravo! Și manualul Sens interzis Iona. Dar nu ți-ți amintești, tu ai învățat a citi pe acest manual. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi mi-a plăcut tot. Mi-a plăcut faptul că explic foarte bine ce s-a întâmplat, de fapt, care a fost istoria cu Iona și caracterul lui Iona și faptul că care a fost atitudinea lui Dumnezeu față de Iona și nu l-a lăsat pur și simplu să moară în peștele acela, dar i-a dat încă o șansă să se schimbe. Bine, copii, dar vreau să vă întreb, v-a plăcut programul șeneta la biserică? Foarte tare, a fost extraordinar. Bravo! În special îngerul. Nu v-a apărut întrebări, nimic? Da. Eu personal mă gândeam, în timpul scenetei, am văzut că înainte de nașterea lui Iisus, de fapt, îngerul a venit la Zaharia și a spus că va naște un fiu căruia va pune numele Ioan și acest fiu va pregăti calea pentru venirea Domnului Iisus. De ce a fost nevoie pentru o pregătire? Și dacă acum vorbim despre nașterea din nou ca a primit sau totdeauna suntem îndemnați să primim de Domnul Iisus în inima noastră, este și aici nevoie de o pregătire? Trebuie cumva să pregătim calea? Da, trebuie neapărat să pregătim calea. Ca să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, fiecare om trebuie să creadă mai întâi în El. Și iată, Ioan Botezătorul a venit mai înainte și le-a spus la toți oamenii despre aceea că va veni Domnul Iisus Hristos, va veni Mântuitorul Lumii. Și ca să-L poți primi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să știi despre El. Tocmai de aceea, dragi copii și toți părinții, toți maturii care sunt aici, este foarte și foarte important să studiem Sfintele Scripturi. Pentru că dacă nu studiem Sfintele Scripturi, nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dacă nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu, cum vom crede în El? Dar dacă nu vom crede în El, nu putem să ajungem mântuiți nicicum. Deci de aceea, neapărat trebuie să ia fiecare copil și fiecare matur hotărârea să citească Sfintele Scripturi. Vreau să știu aici cine din copii a citit Biblia pentru copii. Ia în copii să arătați cu o mânuță. Așa, bravo! Dar cine n-a citit-o până la urmă? Ia să vedem, până la urmă. Dar atunci pun altfel întrebarea. Cine vrea să o mai citească o dată de la început până la urmă anul ăsta? Tot anul să o citească de la început până la urmă. Bravo! Dar acum vreau să-i întreb și pe părinți, pe cei maturi, toți maturii care sunt în sala aceasta. Cine vor să ia o hotărâre acum, ca în timpul anului, să o citească toată Biblia de la început până la urmă, să o citească cu atenție? An să vedem, sunt aici mâini. Cei care vor lua hotărârea, cam puține mâini. Cine ia hotărârea să o citească toată Biblia în întregime, de la început până la urmă, așa ca la anul la Crăciun când ne vom întâlni, toți deja să o aibă citită în întregime toată Biblia. Dumnezeu să vă ajute! Pun o întrebare? Da, pot spune întrebare, dar nu știu cine din voi l-are. De fapt, David mai întâi are o întrebare. Mulțumesc. Îi dăm voi lui David. Hai, David. Păi, noi în sceneta s-a vorbit mult despre Mântuitorul, care este Iisus, sigur, și spune că a fost pregătită calea pentru Mântuitor de Ioan. Dar, de fapt, ce înseamnă faptul că Iisus este Mântuitorul? Ce înseamnă că este Mântuitor? Bine, Daniel, la întrebarea ta răspunde-o pe urmă. Dacă David se grăbește, spune o întrebare. Mă uitam și eu cu soiutatea și ordinea vârstei. Eu am așa o întrebare, mam. În timpul scenetea, pe acolo în colț, stătea un înger tare chipeș frumos, înalt. Ai văzut? Și de fiecare dată când el apărea în scenă, avea o întrebare. Nu când o întrebare, spunea așa foarte frumos, rar.
Nu te teme sau nu vă temeți, da, expresiv așa. De ce se teamă oamenii aceia? De ce trebuia Maria să se teamă? De ce, adică cum, de ce se teamă? De ce aveau să se teamă, da? Da, de ce el venea și spunea să nu se teamă, se teme eu sau de ce? Da, de fapt, ei erau din poporul Israel și cu mulți, mulți ani mai înainte Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul Israel și când Dumnezeu le-a spus poruncile sale, poporul a spus, vom face tot ce a zis Domnul, pentru că le-a plăcut poruncile lui Dumnezeu. Dar n-au știut că în firea lor păcătoasă ei n-au spat împlini poruncile lui Dumnezeu. Și atunci oamenii erau conștienți de faptul că dacă vine Dumnezeu, îi va pedepsi. Și îngerul era prezența lui Dumnezeu. Și atunci oamenii când vedeau îngerii se temeau. De aceea îngerul spune, nu vă temeți, am o veste bună. Și vestea bună este că astăzi în cetatea lui David li s-a născut un fiu, un mântuitor, care este Hristos Domnul. Și acum, Dan, întrebarea ta. Am întrebat ce înseamnă faptul că Iisus este mântuitorul. Ce înseamnă că Iisus este mântuitorul? Dar voi, copii, știți ce înseamnă că Iisus este mântuitorul? Dar cine nu știe? Este, așa, sunt și copilași care nu știu ce înseamnă că Iisus este Mântuitorul. Mie mi se pare că sunt în sala asta și maturi care nu știu ce înseamnă că Iisus este Mântuitorul. Mântuitor înseamnă salvator. Domnul Iisus Hristos este salvator și chiar așa înseamnă numele Lui. Numele Iisus înseamnă salvator, mântuitor. Copilași, voi trebuie să știți și toți copilașii și cei maturi trebuie să știe că noi toți oamenii ne-am născut păcătoși și apoi pe parcursul vieții săvârșim multe păcate. Totdeauna când facem ceva greșit, când facem ceva împotriva voii lui Dumnezeu, atunci noi facem păcat. Și Dumnezeu spune că plata păcatului este moartea. Toți acei care au păcătuit trebuie să plătească cu moartea. Și moartea înseamnă că toți oamenii care au păcătuit, atunci când mor, merg în locuința morților și apoi după ce va fi judecata lui Dumnezeu, vor merge într-un alt loc de chin care este numit iazul de foc și de pucioasă. Dar Dumnezeu nu vrea să ajungă acolo nici un copil și nici un om matur. De aceea Dumnezeu ne-a iubit așa de mult și l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lume ca noi să credem în El. Domnul Iisus Hristos s-a născut așa în Betleem, cum ați văzut, apoi a trăit o viață aici pe pământ, timp de 33 de ani. Ultimii 3 ani din viața Lui le-a propovăduit la toți oamenii și le-a spus cum să creadă în El, cum să creadă în Dumnezeu. La urmă, Domnul Iisus Hristos a fost răstignit la cruce și acolo Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pentru păcatele noastre. De acum înainte, plata păcatelor pentru întreaga omenire, pentru fiecare copil și pentru fiecare matur, plata păcatelor a fost plătită. De acum înainte, orice copilaș, orice matur, care crede din toată inima în Domnul Iisus Hristos și alege să urmeze calea Lui, acela va primi mântuire, va primi iertare de păcate și darul vieții veșnice. Și Domnul Iisus a spus așa, că oricine crede în El și alege să fie ucenicul Lui, trebuie neapărat să se boteze. Iată și noi la Biserica Bunăvestirea, în data de 10 ianuarie, vom avea un botez. Și toți acei care au hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să devină ucenicii Lui, ei vor veni și se vor boteza atunci. Și apoi, după aceea, ei vor urma învățătura Lui. De aceea, toți ucenicii Domnului Iisus Hristos, ei studiază profund Sfintele Scripturi, pentru că acolo este scris tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos. Și așa ei trăiesc într-o deplină ascultare de Domnul Iisus Hristos. Vreți voi, copilași, să fiți ucenicii lui Iisus Hristos? Da, cei maturi vor să fie ucenicii Domnului Iisus Hristos? Dumnezeu să vă ajute pe toți să credeți în Domnul Iisus Hristos din toată inima. Și cei care v-ați botezat, prin aceasta ați arătat că ați crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos. Cei care nu v-ați botezat, dacă ați crezut în seara aceasta, atunci vă așteptăm în data de 10 și până atunci să veniți să ne spuneți ca să vă botezați și voi și să urmați învățătura Domnului Iisus Hristos de plin. Noi aici la biserică, în fiecare duminică este predicată Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare duminică dimineața la ora 10 este predicată în limba rusă. Apoi la ora 2 în fiecare duminică este predicată în limba română. Apoi la ora 5 iar în limba rusă. În fiecare joi la ora 6 avem studiu biblic când studiem Sfintele Scripturi.
și în luna ianuarie vom începe să facem un curs introductiv, o introducere în creștinism, pentru oamenii care încă nu știu în ce constă religia creștină. Vom face pentru ei așa o introducere în creștinism și de asemenea, cum deja s-a anunțat, în fiecare marți avem studiu biblic pentru tineri. Dumnezeu să vă ajute pe toți ca să veniți și să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, pentru că numai așa putem avea viață veșnică, numai așa putem căpăta iertarea păcatelor și numai așa putem intra în împărăția cerurilor. Iată așa, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă așteptăm cu mare bucurie în orele care v-am spus. Aici, în casa aceasta, este predicat cuvântul lui Dumnezeu și aici se adună ucenicii Domnului Iisus care vor să urmeze în totul învățătura Lui. Vă invităm pe toți și vă așteptăm cu mare bucurie. Dumnezeu să vă binecuvânteze și noi toți vă spunem Crăciun fericit să aveți! Aleluia, Osanale, în cer și pe pământ, Aleluia.
inima ta, să găsești minunea din ea, că trăiesc și în viața ta, s-a născut Mesia. Bună seara și bine ați venit la acest program din această seară la Biserica Buna Vestirea. Și în afară de bună seara care ne-au întâmpinat tinerii, aceștia frumoși din cor, când au intrat cu această cântare, vreau să vă salut și eu din partea Bisericii Buna Vestirii cu un Hristos a întrupat. Cu adevărat s-a întrupat. Hristos a înviat, cu adevărat a înviat și nu doar atât, El acum stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru fiecare din oamenii care sunt încă aici pe pământ și care încă nu s-au împăcat cu El. Pentru că odată Domnul Iisus Hristos s-a întrupat și a trăit aici pe pământ ca să aducă viața veșnică în dar. A doua oară când va veni Domnul Iisus Hristos, nu va veni pentru ca să aducă viața veșnică, ci pentru ca să îi ia pe cei care sunt a Lui în viața veșnică și să aducă judecata pentru cei care nu au vrut să creadă și n-au crezut. Dar la Isaia, capitolul 53, prorocul Isaia spune: cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui, n-avea nimic care să ne placă. Lucian Blaga a spus că veșnicia s-a născut la sat. Ba mai mult, veșnicia s-a întrupat într-un grajd, într-o iesle, în satul din Betleem. Și noi ca și biserică în fiecare an organizăm foarte multe tabere pentru copii. Oferim foarte multe cadouri pentru copii. Pentru că Dumnezeu însuși a spus că este mai ferice să dai decât să primești. Dar noi suntem prea fericiți pentru că noi și primim și dăm.
Și în această seară, la fel, vrem să organizăm, să facem o strângere specială. O strângere specială în care fiecare din noi vor dona, vor da pentru taberele de zi pe care le vom organiza în întreaga țară. Și aș ruga diaconii bisericii împreună cu slujitorii din biserică ordinați ca să avem această strângere, dar vrem să o facem iarăși printr-o, adică cu ajutorul unei cântări. Așa că invit grupul, așa, Adrian, grupul Elios de la Strășeni să ne conducă încă într-o cântare în care noi ne vom închina cu darurile noastre de bună voie. Domnul Dumnezeu ne-a dat un dar, cel mai bun dar. A iubi, asta nu înseamnă a da ceva din ceea ce ai tu ca și posibilitate. A iubi înseamnă a jertfi. A da ceva care ții foarte mult, ceva din lucru care nu vrei să-l dai. Asta a făcut-o Dumnezeu. L-a dat pe Fiul Său, întâi născut, cel iubit, pentru ca noi, oamenii care rătăceam ca niște oi, care suntem păcătoși, să fim socotiți, neprihăniți prin credință în El și să căpătăm viața veșnică. Veniți să-i cântăm în cor Fiului lui Dumnezeu care s-a întrupat și a venit pe acest pământ. Despre aceasta este următoarea cântare. De cântând, ce minunat, ce minunat, coboară la noi pe pământ un împărat, un împărat. Văzduhul întreg cu lumini s-a împodobit, căci ea s-a împlinit ce-a fost prevestit. Veniți să-i cântăm în cor, Iisus e Fiul de Dumnezeu, El este al lumii Salvator. Veniți acum să-L adorăm, e cântăm să-L închinăm și inima să-I dăm. Cel mult așteptat s-a întrupat, s-a întrupat. De slava și gloria Lui s-a dezbrăcat, s-a dezbrăcat. Atât de umil printre noi El a venit, luând chip de om fiindcă ne-a iubit. În cor, Iisus e Fiul de Dumnezeu, El este al lumii Salvator. Veniți acum să-L adorăm, cu tot ce avem să ne închinăm și inima să-I dăm. Veniți să-I cântăm în cor, Iisus e Fiul de Dumnezeu, El este al lumii Salvator. Veniți acum să-L adorăm, cu tot ce avem să ne închinăm și inima să-I dăm. S-a născut Iisus, s-a născut Iisus și la toți da, pașe ne-a adus. S-a născut Iisus,
S-a născut Iisus, mântuire-mi da, El mi-a adus. Veniți să-i cântăm în cor, Iisus e Fiul de Dumnezeu, El este al lumii Salvator. Veniți acum să-L adorăm, cu tot ce avem să ne închinăm și inima să-I dăm. Veniți să-I cântăm în cor, Iisus e Fiul de Dumnezeu, El este al lumii Salvator. Ce avem să ne închinăm și inima să-I dăm. S-a născut Iisus, s-a născut Iisus, și la toți da pace ne-a adus. S-a născut Iisus. Vă rog să ne ridicăm în picioare, să-I mulțumim Bunului Dumnezeu pentru aceste daruri care s-au strâns, căci numai Domnul merită toată cinstea, toată gloria. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Stăpâne Doamne, pentru dragostea Ta nemărginită care ne-ai arătat-o prin Iisus Hristos, care L-ai trimis în lume ca să se nască, să pătimească pentru lume, să moară după Scripturi, să învieze a treia zi după Scripturi și este viu în vecii vecilor, căci moartea n-are nicio putere asupra Domnului Iisus Hristos. El este învierea și viața veșnică. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Numele Lui Iisus Hristos ne adună astăzi în acest loc care comemorăm nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Îi mulțumim că s-a născut și în inimile noastre. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Îți mulțumim, Stăpâne, pentru toți care suntem în acest loc, Doamne. Binecuvântează pe toți, Doamne, mărește-le credința la cei care n-au, Doamne. Te rog să-i faci pe toți să creadă că există numai un nume ce duce spre mântuire, spre viața veșnică, numele Lui Iisus Hristos. Alt nume nu există, nici nu va exista niciodată. Numele Lui Iisus e mai presus de orice nume, orice genunchi se va pleca în numele Lui Iisus Hristos. Orice limbă vă mărturisi spre gloria Tatălui Ceresc, că Iisus Hristos este Domn și Mântuitor. Și noi îți mulțumim, Doamne, pentru toți care au contribuit la această strângere, Doamne. Te rog să-i binecuvântezi, să le dai, Doamne, însutit și înmiit și încă mai mult, Doamne, decât credem noi. Îți mulțumim, Doamne, te rog să-i binecuvântezi pe toți slujitorii, pe toți care au comemorat această sărbătoare. Te rugăm, Doamne, să în continuare să-i binecuvântezi pe toți și noi îți mulțumim. În numele Lui Iisus, amin. Așa, acum momentul cel mai interesant. Știți de ce e interesant? Pentru că o să vă pun câteva întrebări. Da, câteva întrebări. Cadouri de obicei primesc copiii, de ce? Pentru că sunt cuminți sau pentru că sunt răi? Pentru că sunt cuminți, de atâta primesc cadouri, da? Ce-i? Așa, dar voi în fiecare zi sunteți cuminți?
Da, ia să întreb eu pe părinți. Spuneți, vă rog, părinților, copiii voștri în fiecare zi sunt cuminți și ascultători. Nu, vai, ce facem acum? Rămânem fără cadouri. Asta este pentru că Moș Gerilă, Moș Crăciun, ei aduc cadouri numai la cei buni, spun. Dar Domnul Iisus a venit ca să aducă cadoul pentru toți cei păcătoși. Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus ca cadou pentru ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa că astăzi, în această zi, toți copiii primesc cadou pentru ca să-și aducă aminte de dragostea lui Dumnezeu. Și așa cum Dumnezeu s-a jertfit și l-a dat pe Fiul Său pentru ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, la fel și voi copii trebuie să ascultați de părinții voștri, trebuie să aveți frică de Dumnezeu, să credeți în Domnul Iisus Hristos și așa veți putea fi buni, așa veți putea face fapte bune. Invit tinerii la generația curată, cei care au mers cu programele de Crăciun în anul acesta, la peste 2000 de copii deja au fost distribuite cadouri de către generația curată, Biserica Buna Vestirea, toți cei care au donat ca acești copii de la țară, unde s-a născut veșnicia, să primească câte un cadou de această sărbătoare. La fel și în această zi, vă rugăm să ocupați locurile, pentru că primii care vin aici o să fie copiii care sunt până la 2 anișori. Copiii care sunt până la 2 anișori, vă invit aici în față. Sunt așa copiii aici până la 2 anișori? Cu tot cu părinți puteți să veniți, copiii cu 2 anișori, puteți să vă dă voie să veniți cu tot cu părinți. După ce vin copiii până la 2 anișori după cadouri, invităm copiii până la 2 anișori, acum vin copiii ca să primească cadouri, până la 2 anișori. Așa, și băieții noștri, scunchi, vă vor da cadouri pentru băieței și pentru fetiță. Așa, veniți, vă rugăm, generația curată, unde-s fetele de la generația curată? Veniți, ajutați aici să distribuiți cadouri. Fete, dați la fete, băieți, dați la băieți. Așa, primiți prima copiii până la 2 anișori cadouă, până la 2 anișori. După aceasta, invităm următorii, hai acum copiii până la 2 anișori, ca să nu fie mulți aici în față, mulți. Primiți cadou și după aceasta vă așezați înapoi la locurile de unde ați venit. Veniți înapoi la locurile din... Vă așezați înapoi. Copiii până la 2 anișori. Așa. Până la 2 anișori. Ați luat cadouul și v-ați dus înapoi. Până la 2 anișori. Așa. Bun. Puteți să veniți cu părinți, vă dă o voie. Așa. După ce vin copiii cu copiii până la 2 anișori și iau cadouri și se așează la loc, după aceasta vin ceilalți copii mai mărișori, dar până când așteptați? Dați așa, vă uitați-vă care sunt fete și care băieți, dați partea aceea fetele, partea asta băieții. În partea dreaptă fetele, partea stângă băieții, veniți care copilașii cu 2 anișori, până la 2 anișori. Fetele în partea dreaptă, băieții în partea stângă. Ați luat cadou și vă duceți înapoi la loc. Toți copilașii până la 2 anișori. Așa. Au luat toți copilașii până la 2 anișori. Nu vă aud copiii. Dar părinții n-au luat încă. Hai, dați acum la 2-4. Da, acum până la 4 anișori. Cine până la 4 anișori? Veniți și cei care până la 4 anișori. Veniți aici în față, după aceasta vă așezați înapoi la locurile voastre. Și încă un moment, cadouul îl dispachetați doar acasă. Doar acasă și când îl dispachetați, vă gândiți cui puteți să dați și voi un cadou. Acasă dispachetați cadourile, aici nu se poate, bine? Acasă împreună cu
fratele, sora, mai mare, mai mic, da? Să vadă și ei, să bucure împreună cu voi, împreună cu părinții, cu bunei, cu străbunei, dacă îi aveți. Da, partea dreaptă, fetele, partea stângă, băieții. Partea dreaptă, fetele, partea stângă, băieței. Până la patru anișori. Așa. Partea dreaptă, fetițele, până partea stângă, băieței. Partea dreaptă, fetele, partea dreaptă. Acolo fetele, acolo fetele primesc cadouri, aici băieței primesc cadouri. Stați, stați, eu citim. Eu citim. Dați mai repede la aici la toți care stau aici, dați-le. Luați cadou și vă așezați înapoi la locurile voastre. Aveți 4 ani? Dar ce ați venit așa în față? Doar cei care au 4 anișori veniți în față. Da? Hai, unde-i? Veniți și luați cadourile care 4 anișori.